Am primit întrebarea ce ai nevoie ca să te vindeci. Răspunsul pe care puțin terapeuți îl spun este că te cere să-ți dorești așa de tare să te vindeci și să fii așa curajos să fii acolo pentru tine în viața ta, așa curajos să-ți asumi răspunderea pentru propria vindecare și propria viață, încât să mergi până în cel mai adânc colț al sufletului tău ca să vindeci părțile din tine de care știi că au nevoie să fie vindecate. Ai nevoie de curaj să faci asta, chiar dacă acest lucru înseamnă că există posibilitatea să te trezești singur după acest proces vindecător, pentru că partenerul tău nu a fost dispus să te însoțească în această transformare. Știți câți oameni au curajul să facă asta? Foarte puțini. Pentru că societatea, religia, neamul, familia lărgită, mediul, pune foarte multă presiune pe tine să rămâi cum erai. Să rămâi în paradigma cunoscută de ei. Atunci când faci schimbări, să ajungi să te bucuri de viață, ești privit drept nebun de toți cei care se sperie de schimbare pentru că îi scoți din zona de confort. Și ți se induce energia vinovăției. Cum să-mi dau voie să fac ce este sănătos pentru mine, că îi provoc pe cei din jurul meu să schimbe și ei ceva? Și când ei nu vor, sunt considerat vinovat de alegerea mea pentru mine. Și există riscul să rămân singur. Ai de pus în balanță ce e mai important. Mediul sau tu? Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.